Un băiat de 11 ani a devenit spaima școlii din Găiești. După ce și-a terorizat colegii, copilul ar fi sărit cu pumnii și la o învățătoare. Ela Caramalou, colega mea, știe întreaga poveste. Bună dimineața, Ela! Ce s-a întâmplat acolo? Bună dimineața, profesorii spun că băiatul ar fi venit cu o oră mai devreme la școală. Ar fi vrut să intre într-o sală de clasă, dar acolo avea o învățătoare. Aceasta l-ar fi mustrat și ar fi spus să iasă afară, ceea ce l-ar fi înfuriat peste măsură. Femeia susține că elevul a îmbrâncit-o, a înjurat-o, iar când a vrut să-l ducă la director, i-a dat și un pumn în față. Copilul este elev în clasa a 5-a, iar conducerea școlii spune că nu este prima dată când are probleme cu el. Învățătoarea nu a depus plângere la poliție, însă va propune în Consiliul Profesoral o măsură disciplinară. Amii părinții ai băiatului sunt plecați din țară, iar el este crescut de o bunică prea bătrână și prea bolnavă să-l poată stăpâni. Mihaela? Am înțeles, la mulțumim pentru informații.